Îngerul albastru. Dramatizare radiofonică de Harry Negrin după romanul Profesorul Unrat de Heinrich Mann. Scârnăvie în aer, domnule. Omersul! Scârnăvie în aer, da, domnule. Da, nu jignire la adresa mea! Dar asta o să vă coste bătaie de joc pe față, în fața mea! Omersul! Nu uita că situația dumitale școlară nu ți-e favorabilă. Nici a dumitale, elev Chizălac. Vă știu eu de mult. De când umblați cu porecle murdare, ca să zic așa, care îmi jignesc oarecum numele. Vomerțum, unii din familia dumitale în urmă cu an s-au lovit de mine. Amintește-ți numai de unchiul dumitale. N-a fost ofițer că nu i-am dat eu nota corespunzătoare. Iar dumneata, oricum, las dup! Bine, dar... Las dup! Von Erzum, nu te lăsa! Elef Lohmann! Dar n-am spus nimic. Dumneata spui și când taci. Taci! Atenție, deci, nu-mi scap. Chizălac, Chizălac! Și pe dumneata te pândesc, te prind eu. Dar n-am făcut nimic, am spus scârnăvie ca o constatare. Las dup, elef Chizălac, las dup! Pentru o scârnăvie. Atac direct la persoana mea. E, lasă. Lasă. Să nu ne pierdem vremea cu asemenea secături și să trecem la extemporalul de ieri. Tema a fost fecioara din Orleans. A treia rugăminte. Clar? Atunci să-i dăm drumul. Cercetând extemporalele, vezi numai în caietul unuia am găsit un omagiu în versuri. Atenție, deci, nu un omagiu adresat fecioarei din Orleans, ci cu totul altei fecioare. Și anume, negreșit, vezi bine, omagiu sublime artiste Rosa Rosa. Pentru ca dezvăluirea să fie, ca să zic așa, completă, să fie de la zdup și cele două secături. Da, de ce zi? Ise la cercut, veniți în clasă! Rima nu a fost găsită, iar condiționalul versului 3 e semnificativ. Dar demnitatea, atenție numai, poetul vezdară are și complici. Dar asta se va vedea după cum urmează. Pentru identificare citesc. Stricată ești până în adâncul firii, dar plină de al artei sacru dar și de-i purta sub sân rodul iubirii, poetul, atenție dar, i-a așteptat să spună numele și cu rușine aceste sentimente. Intră. Bună ziua, domnule director. Oh, plăcut surprins, domnule inspector. N-am știut că veniți. Nici eu. Abia în urmă cu o oră, Consiliul Municipal mi-a comunicat să vă fac această vizită. Da, desigur, un scop urgent. Nu, 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 domnule director, dar la câteva întrebări puse în forul tutelar trebuiesc răspunsuri lămuritoare. Da, luați loc, luați loc. Vă ascult, sunt al dumneavoastră. Mulțumesc și să știți că nu vă rețin prea mult. Ei. Care-i scopul vizitei, domnule inspector? Vreun elev care s-a arătat? Nu, nu, niciun elev. Scopul e un profesor. Da? Da. Atunci, vă rog, cine-i subiectul? Un binecunoscut personaj al orașului și al școlii. Profesorul Dr. Rat. Profesor Dr. Rat? Da. Nu cumva Consiliul Municipal îi impută ceva? Impută?
e prea mult spus. Niște impurități care se cer eliminate. Vă ascult, domnule inspector. Prima întrebare, domnule director, pare copilărească, dar dincolo de ea se pot afla multe. De unde cuvântul scârnăvie? Da. E, domnule inspector, în afară de un naiv joc de cuvinte, nu se poate afla nimic. Nu are niciun dedesubt. Pe profesor îl cheamă Rat, cu 2 A, care nu înseamnă primărie, care știe toată lumea că se scrie cu un singur A, citindu-se Rat. Asta vă interesează? Așa s-a ajuns la un rat? Exact. Un rat înseamnă scârnăvie. Păi abuză pe elevi. Nu cumva poreclă e o formă unei răzbunări de suprafață? Ca orice poreclă, e un soi de caricatură. Da, se răzbună. Da, oare de ce? Poate din pricina zdupului. Profesorul fiind pedant până la severitate, așa. E prea sever? E prea singur. Parcă are un băiat. Domnule inspector, viața are ironiile ei crude. Dintr-un părinte paznic al moralii a ieșit un vagabond. Știți, presupun că din această gravă abatere și-a renegat fiul. Profesorul Rat nu face nicio concesie. Afară toarnă, domnule profesor. Unde plecați? Trebuie să ajung în oraș. E, dar nici n-ați mâncat. La înapoiere. E, dar atunci totul o să fie rece, domnule. Da, nu-i nimic. Bună seara, dragă. Bună seara, domnule profesor. Dar ce nevoie urgentă pe vremea asta? Ai un afiș în vitrină. Da, mi l-a lăsat omul de la Teatrul Orășenesc. Nici nu știu ce joacă. Wilhelm Tell, eroul cu săgeata. Îl știu. Era și pe vremea când v-am fost elev. Da, puține se schimbă pe lumea asta. Cum îți merge negoțul, drăghe? Hai, ca la mărunțișuri, domnule. 1000 de articole și 10 cumpărători. Drăghe, dumneavoastră ce nevoie aveți? Drăghe, tu mi-ai fost elev. V-am fost, domnule profesor. După câte mi-amintesc, mai cu seamă, n-ai fost unul dintre cei mai buni. Cât am putut. Ai ajuns un negustor cinstit. Mulțumesc, domnule profesor. De aceea, atenție, dar îți voi pune o întrebare numai pentru urechile noastre. Cu încredere, domnule profesor, se poate. Da, tocmai așa, dar drăghe, după afiș și altele de pe aici, am impresia că ai unele legături cu arta. Dacă spuneți... Da, evident, dar asta e un punct de merit pentru care te notez cu notă bună. Încântat. Altădată mă trimiteați la zdup, domnule profesor. Acum zdupul e ocupat de alți elevi, dar nu pentru asta am venit. Urmează întrebarea. Așadar, spune-mi, drăghe, ai auzit dumneata de artista Roza? Ai? Are fiș? Nu știu. Dar trebuie să aibă, ca să zic așa, că e doar o artistă. După cum mă privești neștiutor, ca să zic, n-ai auzit despre artista aceasta Roza? Roza? Da, Roza. Aveți nevoie de ea? Nu eu. Vreau să îmi fun niște elevi când țin calea. Și nu știți unde joacă? Cântă. Cântece, nu pentru toate urechile. Domnule profesor, în mărunțișurile mele, o cântăreață face corp străin, știți? Drăgă, atenție, dar de când te știu, n-ai fost bun de ceva. Domnule profesor... Nu știi! Cântăreața în picioarele goale. Nu știu, domnule. Atunci, vezi bine. Bună seara! Bună seara! Cine-i? Profesorul Rat, domnule Rinfraș. Poftiți, domnule profesor. N-am mai fost de mult la dumneata. Asta înseamnă că aveți încălțăminte bună, care v-a ținut până acum.
Doriți vreo pereche de pantofi? Și pantofi, vreme ce, de bună seamă, faceți pantofi la toată lumea din acest oraș. Dar luați loc, luați loc, domnule profesor. Dar, domnule Rimplaș, mi se pare că ați închis, e o oră târzie. Nu și pentru dumneavoastră. Nu v-am fost elev, dar știu de la alții că sunteți... Consum. Pretențios. Da. Aș vrea de bună seamă un pantof artistic. De bună seamă, domnule profesor. Da. Ai mai făcut vreunui artist sau artiste? Eu fac lucruri mai modeste. Și apoi mă mai ocup și de casă, și de nevastă, și de... Da, înțeleg, fiindcă, de bună seamă, recreația spirituală e aceea de care are nevoie omul. Ce frumos vorbiți! Da. Unii spun că în această recreație păcătuim. E oare adevărat? Într-un fel. Cam așa și nu altfel. Păcătuim. Da? Nu păcătuim, domnule profesor. Recreația e o nevoie omenească. Pentru toate găsim justificări, meștere Rinfleisch. Dar pentru dansul în picioarele goale, ai? În picioarele goale? De ce când sunt atâția pantofari? Cine dansează, domnule profesor? Artista Rosa. O artă ciudată. N-are pantofi? Dacă ai terminat cu măsuratul, spune-mi, haide. Deci, numai dacă dansatoarea aceasta, în picioarele goale, n-a comandat pantofi la dumneata. La mine? Eu n-am de-a face cu astfel de picioare. Da, oricum, nu-i trufie spirituală. Dacă poți să-mi spui unde e această Rosa. O, departe de mine. Există? Am caietul cu dovada cea infamă, domnule Rinfleisch. Versurile păcătoase ale unui elev alături de versurile lui Schiller. Înțelegi, dumneata? Oi, cum? E vorba de relații ciudate ale spiritului modern care zguduie bazele ordinei. Gata, plec. Respectele mele, domnule. Aici e răzvrătirea, dar e gustul plăcerii oprite. Respectele mele. Salut, Klaus! Salut! Încotro? La Îngerul Albastru, la UB! Lumii! Se te-a spune cuvântul! Iertați, ca să zic așa firește, ați pomenit un local de vreme ce vorbiți despre bere. Chiar așa, domnule! Da, sunt profesorul urat de la liceul... Bere au voie să bea și profesorii! Bineînțeles, desigur, dar... Atunci hai cu noi la Îngerul Albastru! Îngerul acesta e o berărie... Cu orchestră! Și cântăreți, dar domnule. cine cântă acolo? Hai, omule, până acolo, că nu-i departe. Uite, vezi acolo gaura aceea neagră? Oricum, e clar. E poarta gangului unde e localul. Hai. Pardon, firește ce e drept. Căutați o masă? Iertați-mă, o caut pe artista Rosa, dacă... Nu, acum e mai greu, îndată apare să cânte. Nu cumva sunteți patronul? Aproape. Prea bine, nici vorbă. Eu sunt profesorul Rat de la liceu și vin din pricina unui elev care se pare de bună seamă că se află aici. Da, vă rog. Ai putea să-mi spui unde se află? Domnule profesor, faceți bine atunci și mergeți în cabina artiștilor. Acolo stau de obicei domnișorii. Da, vezi, trebuie să recunoști, domnule, că asta nu se cade. Însă știți, mie nu-mi pasă cine plătește masa pentru fete. Da, să lăsăm, deci, dar te rog însă să te duci acum înăuntru, omule, și să mi-l aduci aici pe flăcău. Hai, domnule, dar vă rog, duceți-vă singur. Atunci trebuie să trec prin sală? Alt chip nu e, în camera cu perdeaua roșie. Hei,
Alo, alo! Văd că ți-ai golit tava. Da, domnule, lumea bea, nu stă de vorbă. Ce dorești, mata? Dragul meu, un serviciu de bună seamă. Adu-mi, te rog, aici pe băiatul din cabina artistei Rosa Rosa. Pe care din ei? Că sunt trei. Până se eliberează cabina, vă rog să luați loc la o masă. Tocmai, în regulă, de... îmi dați voie? Vă rog. Poftiți, poftiți și puneți-vă pălăria în coadă. Da, desigur, vezi numai că... Da, poftiți paharul dumneavoastră cu bere. Rosa, Rosa, fă-te frumoasă, că astă seara e un musafir rar. Hei, da? Mai spune. Un armator gras la pungă? Ce armator? Un profesor! Hey. Profesorul Unrat, Scârnăvică. Nu zău, l-ai văzut în local? Da, l-am văzut. De-aia băieții lui au luat-o la fugă pe fereastră. Vânătorul de ele. Știi care e? Uite. Care? Uite, ăla. Ăla? Nu. De la masa a treia. Uite, ăla cu ochelari. Și cu cioc? Da. Oh, țapătrână. Gusta, lasă-l pe vina mea. Îl iau eu de nu mai vine niciodată pe aici. Agitare, baftă! Atenție, mă rog, domnule. Arătarea aceea prin fum e... e cântăreața? Firește că e dânsa. Oricum, o întrebare. Dânsa cea de colo, cam dezbrăcată, ce e drept, e artista Rosa Rosa? Nu știu, unchiule. Aici mereu e alta. Da, ma ta ești, nu pe aici? Oarecum... Ei, da, eu sunt așa cum sunt. Chiar dacă mă disprețuiești, îți dau un sfat cât mai e timp. Dacă mă placi să te ferești, să nu te îndrăgostești. Bagă-te seama. Nu sunt decât ceea ce sunt. Te mint, deci poți și tu să minți. Dar nu vreau lacrimi nici scrisori, n-am timp de dragoste și flori, nici chiar de suferință. Bărbații, toți niște copii, știu, tu ești altfel, n-ai decât ieși, ieși. Doar un minut să te privesc sau cu un sărut să te amețesc și vei sta slus să știi, să știi. Nu te-am balat, să spun cinstit, dar ce să fac, te-ai cam grăbit, da. Vă rog, vă rog, faceți-mi loc. Vreau să ajung la cabina artistei Rosa Rosa. Vezi că s-a căzut pălăria. Mulțumesc, din grabă. Ce faci, domnule? Ce te împingi, unchiule? Las că Rosa te așteaptă. Iertați, din grabă. Știți, eu sunt profesorul... Am mai văzut eu profesor de ăștia. Plătește paharul altfel. Da. Cum se cuvine, domnul meu. Și bâlbâi. Și tânăr. Tocmai bun de cântăreața noastră. Acum cred că am oarecum drumul liber. Du-te la Rosa până nu se ocupă locul. Nu credeți că eu... Muzica mă rugam. Să-l gust dacă-i grăbit. Unde-i grăbit? Grăbit la Rosa. Foarte bine, foarte bine că Rosa e ocupată cu trei elevi. E bine că dânsul e profesor. S-a mutat școala orele aici. Silenția. De mult aștept pentru muzica, vă rog. Ia vedea și de la mine. Ia și de la mine. Hei, băieți, i-a luat seama, vine un domn venerabil în coa, parcă vă caută. Auleu, Scârnăvică.
El mai lipsa. Hai, profesorul ăsta ne face de râs oriunde ne ducem. Ne caută, vrea să ne prindă. Drăguță de el. Scârnăvie vie. Ce facem, băieți? Ne luăm adio de la Rosa Rosa și fereastra ne așteaptă. Adio! Păcat că nu suntem la etaj. Frumoasă Rosa Rosa, te lăsăm în compania celui mai atrăgător bărbat din oraș. Aha. O poezie cu parfum de scârnăvie. Bine, revedere, pa. Da, da, cine-i? Scuzați, desigur, eu sunt profesorul Rat de la... Stați un pic, să pun ceva pe mine, de-abia am ieșit din scenă și... mă rog, intră. Eu n-am venit pentru dumneavoastră, ci pentru elevii mei ascunși pe aici. Ai, domnule, sunteți primul bărbat care îmi spuneți asemenea vorbe. La mine nu-i niciun elev. Au fugit pe fereastră. Mă jigniți. Scuzați, dar informațiile mele în legătură cu cei trei... Unul v-a scris un catren, da? Sau aproape un catren. Mie? Nu sunteți dumneavoastră, desigur, artista Rosa Rosa. Și vă mai îndoiți? Nu dumneavoastră vă prezentați talentele în acest local? Originală întrebare. Deci, dar spuneți-mi, desigur, aveți voie să faceți asta? Dar nici la poliție nu mă întreabă o asemenea nerozie. Acești trei fugari pe fereastră sunt elevii mei, domnișoară artistă. Păi n-au decât să fie. Și ce am eu din domnișoară, asta? Domnișoară, îi ademeniți. Eu? Se vede că nu ți-e bine. Sunt copii slabi. Uite că n-am observat. Și apoi pentru câteva flori, uite-le acolo în glasă. Poți să le iei. Vă sfătuiesc. Atenție acum să părăsiți cu compania dumneavoastră acest oraș. Ce? Să vă îndepărtați în marș forțat, căci altfel voi pune totul în mișcare ca să vă îngreuneți cariera. Ce, dragă, pentru trei mucoși... Voi vorbi cu poliția, dar să se ocupe de îndeletnicile dumneavoastră. Ia seama să nu ai dumneata de furcă cu poliția. Eu sunt o artistă cinstită. De ce mă aștept de un profesoraj furios? Îți dai aere în halul în care ești? Eu sunt într-un hal. Dumneata, te-ai făcut de râs și vorbești de mine? Du-te la poliție, poate te arestează pentru purtare josnică. Și ce-ai zice dacă aș azmuți împotriva dumitale pe unul din ofițerii pe care îi cunosc? Praf te-ar face! Marinari, marinari, marinari! Bravo! Bravo, tanti Gusta! Succes mare! Marinari, oameni veseli! Da, dumnealui cine e? Dumnealui? Un profesor furios. Ah, profesor furios. Furios că n-a dat nicio marcă pentru artist. Asta e. Dar Gusta, profesorul n-a avut când. Profesor e un șmecher, da? L-am întâlnit doar în sală când se strecura fugar. Gusta? Parcă era un iepure fugărit. Da, da, un iepure care vrea să ne reclame la poliție. Da? Mm-hmm. Iuzi! Da. Să știi că ne-a mai reclamat unul și a doua zi a murit. Abia, abia patru mărci, uite, un oraș de scârțani. Da, și reclamagii. Ba, pardon, eu am spus ca o părere, dar altfel... Poate eu fi dumnealui teamă de poliție. Da, da, poate-i cunoscut acolo, cine știe. În fond, cine ești dumneata, domnule? E profesorul băieților care vin pe aici. Profesor? Atunci dumneata știința și eu arta. Trebuie să ne înțelegem că amândoi suntem tot un drac. Domnule, ca să nu te înșeli, eu sunt profesor doctorat de la liceul local. A, da, atunci, hai noroc. A, profesor, grea pâine și asta. Ia de pălăria să-ți operi, că rău s-a mai murdărit. Gusta! Ne cheamă scena! Gata, gata, am venit. Dacă vrea domnul profesor să ne vadă la lucru, să poftească. Sau ți-a mai plăcut cu Roza? Ah, ce frumos e pe mare, marinar, marinar, la 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 piața în aer și soare, marinar, marinar, marinar. Domnule profesor, închide ușa, altfel nu o să putem schimba două vorbe. Da. Atenție acum. Au! Dumneata, sperii lumea, ce naibă? Ce cauți la fereastră? Cred că a fost capul lui Erțum. Erțum la ora asta e în pat.
Cunoașteți probabil mulți tineri din orașul ăsta. Sunt politicoasă cu oricine e politicos cu mine. Da, desigur, desigur, nici vorbă, mă rog. Și elevii liceului au, în general, îți vine purtări delicate. E, asta e acum. Dar dumneata ce crezi, că eu stau zi de zi cu băieții dumitale? Dar ce fac eu aici? Grădiniță de copii? Asta ce e drept, iereș, nu. De obicei poartă șef și îi recunosc. De altfel, nu sunt lipsită de experiență. Nu, de bună seamă că nu sunteți. Da? Și ce vrei să spui cu asta? Am vrut să spun că dumneavoastră cunoașteți oamenii. Da, darul de a cunoaște oamenii nu l-are oricine. Dar cine cunoaște oarecum, îi poate domina, disprețuindu-i. Nu e așa? Mare lucru să obții ceva de la păcătoși ăștia. Aceste păreri ne apropie oarecum. Și ce știi dumneata despre viață? Oricine intră aici crede că numai el este așteptat. Toți dorești ceva și după aia nici nu ai crede. Uite, te amenință cu poliția. N-am vrut nici de cum să ne socotesc respectul datorat unei doamne. Vedeți... Bravo, atunci hai să bem un pahar. Vezi, dar... Noroc, îți place vinul? Da, are clasă, ca să zic. Apropo de clasă, vinul e oferit de unul din elevii dumitale. Unul dintre ei este plin de biștar. Deci... Deci mai putem bea. Succes așadar! Ne strâmbăm și noi de hatârul meseriei. Da, dar aplauzele... Maimuței patentate! Ne aplaudă ca să ne grăbească ieșirea. Să ieșim noi ca să apară Roza, Roza. Pe mine mă scuzați! Așadar, o înlănțire logică, deci... Nu vă bucură, domnișoare Roza? Ce să mă bucure? Menageria de dincolo? De dincolo, de dincoace, de... De dincoace? Adică noi? Nu, dumneavoastră, ca să zic așa, elevii care vin aici. Ia mai lasă-mă cu elevii dumneavoastră. Ia, elevii, dragi! Da. Unul din ei e cel care v-a scris versuri. Ce-a scris? Și de-i purta sub sân rodul iubirii. Dar să-l poarte cine vrea. Cum ai spus, rodul iubirii? Ia uite, nu e așa de prost pe cât îl credeam. Vedeți, îl cunoașteți. Cine a spus că-l cunosc? Nu, nenișorule, pe mine nu mă prind. Doar l-am văzut! Da, să mi-l prezint și mie. Știi ce cred eu? Că elevii dumitale sunt la fel de simpatici ca și profesorul lor. Și care vă place mai mult din acești băieți? I-aș da pe toți, pe toți pentru un om matur, serios, mai copt. Eu pun mare preț pe suflet. Ei, poftim, mă cheamă. Domn profesor, mai vino pe aici, da, mai vii? Desigur, oarecum, vezi bine. Te rog, onorează-ne cât mai curând, da? Și acum hai să te trec mai ușor prin sală. Când încep să cânt, să treci pe lângă zid, da? Da, da. Mă, te pup. Te văd venind aici de ser și ser la rând. Este? De ce? De ce? Te văd fumând și iarăși bând și iar oftând. Este? De ce? De ce? Știi foarte bine că nu sunt pentru tine și încerc să-ți spui nu-mi pasă. Nu-ți pasă? Ți-e din ce? Ce mai greu? Știi de ce am să-ți spun eu? Fiindcă vrei să fii cu mine, dar t-acu și ți-e rușine, ți-e rușine. Da! Fugi de tine, dar iubirea nu te lasă. Da, eu sunt așa cum sunt. Ești prost că mă disprețuiești, știi? Ți-aș da un sfat dacă ar fi timp, dacă mă placi să te ferești, să nu te îndrăgostești. Te înțeleg, ți-o spun cinstit, dar ce să-ți fac, te-ai cam grăbit, ești gata îndrăgostit. Și
și ai să fii de-acum mereu, chiar dacă vreau sau nu vreau eu, numai un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, tot mereu al meu. Pa, 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 bi, pa, 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 pa. Cei trei mușchetari. Profesorul vostru de-abia a plecat. Nu avem relații cu el. A lăsat urme de scârnăvie. Deschide fereastra. Hai, fără exagerări. E un om instruit și ușor de băgat în buzunar. Bagă-l și scârnăvie e capabil de orice. Lăsați-l sărmanul că zăbovind aici desigur este zdrobit în demnitate. Foarte bine, va întârzia cu tezele. Totul e să aflăm ce vrea de la Rosa Rosa. Auziți glasul dragostei? Micuța te-a dat gata, Erso. Stimată domnișoară Rosa Rosa, cineva e gata să facă moarte de om pentru făptura dumneavoastră. Păstrează-ți vorbele astea fără rost. Să știi că am vorbit cu profesorul dumitale și nu e tocmai încântat de dumneata. Dar ce vrea berbecul ăla? Ei, da, ce vrea o nimica toată. Vrea să te facă pastramă. Da, domnișoară Rosa, Nici de dumneata nu are o părere mai bună. Și dacă țineai la mine, rămâneai în sală să aplauzi, să potolești clica aia de golan gălăgios. Unde sunt golanii? Îi fac surcele. Potolește-te, stai liniștit. Poate pe scandal și mă dă afară. Domnule Conte, poți să-mi pui la dispoziție palatul dumitale? Nu fiți nedreaptă, domnișoare, cu acest mare îndrăgostit care v-ar pune la picioare toată averea dacă tutorele lui burghez ar avea o cât de mică înțelegere pentru marile pasiuni. Ia uite, te-ai transformat în avocatul unui timid? Cruță-l zeița unor pasiuni interzise! Prefăcutule! Îți dai aere că ești indiferent și pe ascuns îmi închin versuri murdare, a? Află că nu-ți voi da prilejul de a purta sub sân rodul dragostei dumitale. Poate dacă ai fi ultimul. Perfect! Voi aștepta până voi fi ultimul! Vai, ce rosa, azi nu mai îmi place. Dacă ești supărată, atunci să te înveselim. Ah, ce altfel te spun profesorului și te snopește? Atunci îi spun și eu ceva. Să completăm cadrilul. Doamnă Gusta, vă invit la dans. Setoși artiști. Ne-i strop. Cine-i cavaler să-mi ia batista de sub masă? Von Erzum, cavaler născut. Da, eu... Ferește capul, că masa-i scundă. Erzum, aport. Așa, în dinți cu batista. Ia priviți-l pe cavalerul Von Erzum. Cățelul Von Erzum. Bravo, cățelule, bravo. Erzum, e ora târzie. Eu cred că gazda ta s-a înapoiat de la treaba lui. Da, de la berărie, că acolo e treaba lui. Atunci colonarea și valea. Da. Revenim mâine. La revedere, Stați binișor. Părerea mea e să nu intrăm la înger, că s-ar putea să dăm de dracu. Cu dracu ne descurcăm, dar dacă dăm de scârnăvică. La el mă gândeam. N-ai observat că azi la școală a sărit peste noi cu intenție? Cam așa e, când am auzit că-i cere lui Angst să-i recite din Ovidiu, m-a apucat o bățeală latinească. Eu eram pregătit. La Ovidiu? Nu, la rezistență, nu-i răspundeam și pace. Da, splendidă pace, te luam furci. Nici consulul Von Erzum nu te scăpa de furia țapului.
Stai, o clipă de gândire. Așa, am ajuns la Îngerul Albastru. E bine, dă-mi buzna sau... Vezi de treabă? Ți-e frigă de scârnăvie? Nu mai calcă el pe aici nici după pensie. Oh, crezi? Te conving îndată să ne apropiem de intrare. Haideți! Salutare, domnule portar! Am onoarea! Clienții noștri, musafirii noștri. Poftiți, poftiți! Domnișoara Roza n-a venit încă, dar poftiți! Poftiți că o mai așteaptă cineva. Haide! Nu fi panicos! O secundă, nu te supăra, dar cine o așteaptă? Nu cumva... Chiar dânsul... I-am uitat numele, profesorul... Cumva profesorul Scârnăvie? El, dar nu îmi venea pe limbă. Ei, ce părere ai, Micheloman? Puneai mare bază pe moralitatea lui și iată-l abonat! Nu, ăsta își caută cu lumânarea. Da, ziua la școală, seara aici, ce facem? Da, gata, stânga împrejur, direcția oriunde! Oh, dar ce surpriză! Dumneata, domnule profesor, s-ar zice că ai petrecut noaptea aici. Dragă doamnă, vin pentru anumite treburi. Cunosc eu treburile dumitale, dar acum avem spectacol. Așa, numai să-mi scot blana, așa... Și jacheta și... Întoarce-te! Gata! Da. Gata, domnule profesor. Ah, mi-am pus și un capot, că de nu se face. Ah, unde am rămas? Ca să fiu sinceră, nu mă mir cât uși de puțin, domnule profesor, că te-ai întors din nou aici. Nici nu mă așteptam la altceva când e vorba de Roza. Cine o cunoaște, trebuie să o iubească. Da, asta poate. Firește, vezi bine, dar nu pentru asta. Ah, ce inimă are fata asta. Își taie propria carne pentru altul, da. Și să-ți mai spun un secret. Roza a avut întotdeauna slăbiciune pentru domni mai, așa, mai vârstnici. Că ei au mai multă nevoie de tandrețe. Și... ea e în măsură să le acorde. Ah, e o fată grozavă, auzi? Să-ți povestesc. Nici n-avea 16 ani când se ducea la artiștii de la Panopticum. Înțelegi? Da. Când ești născută pentru artă. Acolo era un domn care, cum a văzut-o, a vrut să o dea la studii. Și studii, cunoaștem noi studiile astea. Te bucuri într-o seară și apoi te vaizi 9 luni. Când a venit la mine, urlând, țipai, am spus că aici e treabă de biștar, de bănișor graș, da. Ei a fost milă de el. Auzi, domnule profesor, i-a fost milă. Nu numai că n-a vrut, dar s-a dus la el să-l liniștească, auzi. Și el a dat-o la studii. Asta-i fata, suflet bun, asta-i fata. Studiile, mare lucru, vezi bine. Dumneavoastră, ca profesor, știți ce înseamnă asta. Da, da, copila Roza a rămas cu inimă pentru vârstnici. Are ea inima. Vezi, la numai vârstnici. Că... de tineri e sătulă, să știți. Da, e sătulă până în gât. Acum pe mine vă rog să mă scuzați. Eu trebuie să mă pregătesc pentru scenă. Desigur, vezi bine. Ascultă-mă pe mine că știu multe și-ți vreau binele, domnule profesor. Ascultă pe Roza. Ei, bravo! Vă mirați, poate că... Pe dracu mă mir! Ajută-mă să-mi scot cârpa asta de pardesiu. Dacă îmi reînnoiesc atât de repede vizita, dar... De ce-ți veni? Să-mi scot și acele din pălărie? Dar întoarcerea mea vi se datorează, că doar mi-ați spus. Nu, n-am vrut să ai idei greșite, nu, Gusta? Sigur. Un doctor și profesor, iar eu o biată fată fără carte. Dar ce pot eu să-i ofer unui asemenea bărbat? Madame Gusta spunea că ai să revii și... uite, chiar așa și fost. S-a spus.
Vă salut, colega de suferință. Alta e suferința, n-ai bit. O iertați, trebuie să mă pregătesc să desfere. Stai puțin. Dar de unde pot eu să știu că vii de dragul meu și nu pentru scârbele alea de mucoși pe care vrei să-i faci pastramă? În primul rând, de fapt, ce-i drept? Da, de ce nu ajuți o doamnă care cere ajutor, a? Ajut-o, ajut-o să-și dezbrace pardesiul. Da, vă rog. Așa, profesor, ai rămas în urmă. Afar de la tine, mai știi ceva? Hai că te ajut eu, uite. Și acum e mai bine să te întorci cu spatele, fiindcă de aici încolo, gata, nu mai e glumă. Cade și restul. Așa. Auzi poșnetul? Da. L-auzi? Da. Ghibert, da. Trebuie să ieșim în scenă. Ei, domnule profesor, ajută-o dumneata, a? Ei, drace, ai vată în urechi. Ține aici de panglicile corsetului și trage, uite așa. Au, așa, încet, dar să nu omor fata. Ai grijă. Urați-ne-i baftă. Baftă? Stai, dar de ce te-ai întors chiar de tot? Eu ți-am spus doar așa, că era de față gusta. În ce mă privește, aș vrea să știu cum îmi găsești corpul, a? Acum trage tare, tare, ce n-ai, aud, neîndemânată ești. Sigur, îmi vezi bine că... Îndată e rândul meu, puțin ruj, așa, puțin parfum și puțin albastru. Diadema în păr și gata. Foarte bine, foarte bine. E bine? Ca să zic așa, e succes. Apropo de succes, dă-mi rochia aia verde. Nu, cealaltă, aia. Așa. Îi întorc pe dos. Da, uite, trebuia umărul mai decoltat. Nu-mi trebuia mai decoltat? Uite-te, nu? Mătasea face senzație. Mă aștepți, drăguțule, da? Mă aștepți. De bună seamă, firește. Și spune-mi baftă. Baftă. Baftă, nu, profesore? Ia naibii de frumoasă roza noastră. Mulți spun că atunci când ajung acasă, nu-și mai pot vedea în ochii muierea. Negreșit vezi, dară, omule. Gata. Și gata. I-a dat gata. Cum o văd pe Roza, mai măsoi ăștia sunt în stare să tabere pe ea. Firește, dar... Domnule profesor, dacă vrei, te conduc în sală. Chiar dacă mă disprețuiești, îți dau un sfat cât mai e timp. Dacă mă placi să te ferești, să nu te îndrăgostești. Bagă-te seama. Nu sunt decât ceea ce sunt. Te minți, deci poți și tu să minți. Dar nu vreau lacrimi, n-am timp de dragoste și flori, nici chiar de suferință. Voi, bărbații, toți niște copii, a știu, tu ești altfel, n-ai decât ieși, ieși. Doar un minut să te privesc sau cu un sărut să te amețesc și vei sta sluși să știi, să știi. Nu te-am balat, îți spun cinstit, dar ce să fac, te-ai cam grăbit. Da! Ce zici, profesore, da. M-am descurcat bine, nu? De bună seamă, vezi, dar... Nu te întrista, Roza. Astă seară sala e plină de urangutani. Am vrut să iau un pumn. Niște mizerabili, niște mizerabili. Nu-i așa, domnule? Da, oamenii sunt fel de fel de... Fibrite fără fosfor. Să le dai foc, nu alta. Ei, nu, totul a ieșit bine. A ieșit bine. Nici capul nu mă doare. Numai de ne-ar da profesorul ceva de băut, a? Ce băutură credeți voi că ne oferă profesorul? Ce? Vin? Vin! Vin, dar din care, a? Începe cu ș. Și urma de a. Nu pe arhi cunoscut, mai pui un șum.
Șampanie! Ura! A ghicit Mititelu! Bert execută comanda! Îndată, adorata mea! Dar știi că băieții dumitale nu s-au lansat niciodată până la șampanie. Da? Pentru băutura asta trebuie să fie un domn de nasul băuturii. Vai, tanti, gusta ce le nimerești. Experiența, fata mea, experiența. Degeaba e gelos, Kipper. Iertați-mi fie, întreb așa, dar ce sărbătorim? Ce? 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 Păi, succesul fetii, nu? De bună seamă, vezi, dar... Da, dar Kipper întârzie. Vine acușica, acușica la băuturei harnică, cocoșul în ogradă. Poftește la toate. La șampanie, de bună seamă, dar... Așa, rece! Rece ca sinul Venerei. Bravo, Kipper. Artist. Oricum, firește. Fântâna vieții. Domnule profesor, în sănătatea celor pe care îi iubim. Da, gusta? Da, imediat îmi pun doar tricoul și vin. Ce, tu vrei să apar așa? Nu că profesorul e un plăpând, dar... Grăbește că nu așteaptă Cheta. Da. Încă o dată, noroc. Noroc? Domnule profesor, pentru întâlnirea noastră. Pentru întâlnirea noastră. Gata, dați-mi și mie un pahar. Noroc. 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 Da, dragă. Auzi, ne cheamă? Haide. Da, vai cu stasele. Ah, ce frumos e pe mare, marinari. Iar cântecul ăla nărot cu flota. Poate și eu ar trebui să-mi schimb repertoriu. Și repertoriu și prietenii. Vezi, asta îmi place. Da? Te-ai mai întreținut de sigur aseară cu acei tineri? Dar cine te-a pus să pleci așa curând? Și ce vrei să fac când dau buzna în cabina mea? Dar le-am spus? Le-am spus să știi tot ce credeți mine. Asta îmi place. Da? Ca să zic așa, desigur, ai să-i mai întâlnești la venirea dumitale. Ce să spun, mare fericire pe mine. Dragă domnișoară, Roza, Roza, da? Dacă nu te poți lipsi de flori și șampanie, le vei primi și de la mine. Adică vrei să-mi acoperi unele lipsuri? Dar poate m-am și altele. Elevii nu au voie. Aha, bine, las asta. Acum trebuie să-mi schimb rochia, mă ajuți? Da, firește, să frână. Vă părăsesc? Nene Kipper! Nene Kipper, te rog, condu-l dumneata pe dăscălaș. La revedere! Voi încerca să te trec. Domnișoară... Lasă acum, îi spui altă dată. Firește, dacă mai viu vreodată. De ce? Îngerul tău albastru e înăuntru cu scârnăvie. Ar trebui să intru înăuntru și să-i sparg. Lasă-l în pace, doar așa este pe drumul compromiterii. Lasă-l. Oh, așteptările astea mă fac să urlu. Când mă gândesc că ea e în ghearele unui asemenea mizerabil, unui animal. Oh, o puritate ca ea. Mă, să că se întâmplă o nenorocire. Desigur că ar fi un mare eveniment dacă l-ai omorât. Ai lăsat liberă ușa cabinei spre Rosa, Rosa. Păi poate e bine, dar face să ucizi unul ca el. De ce? Ca să fii pomenit în ziare alături de scârnărie. Oh, e compromițător. Ești gata de orice nebunie declarând că iubita ta se topește după un ticălos ipocrit. Poate vrei să fugi cu el? Tutorele meu nu mi-ar da un ban. Păi îți împrunt eu 300 de mărci, a? E de ajuns pentru o fugă. Mulțumesc, dar eu am... Nu vrei prea bine. Înainte de a ridica o femeie la rangul de soție, trebuie să te gândești bine. Da, e
să lăsăm că am impresia că trăiesc un rol tragic. Până mai ieri erai fericit. Când? Duminică, în timpul excursiei. M-ați observat? Bineînțeles, tot timpul ai șoptit ceva rozei. Cred că a fost și ea fericită. Dar mai ales tu, demonstrativ și înflăcărat, ai devastat monumentul preistoric din parc. Voiam să facă că, dincolo de aparențe, există o bărbăție. Am vrut să fug cu ea. Și? Mi-a spus că nu mă cunoaște destul. Ăsta e motivul? Mai spunea că odată prinș, ea va merge la închisoare pentru coruperea unui minor. Judecata asta, Ricci, nu-i semn de adevărată dragoste. Da. Ar trebui să te gândești dacă nu-i mai înțelept să retragi anumite valori sentimentale. Nu ai impresia că în urma convorbirii voase de la monumentul preistoric chiar nu merită să-i dăruiești tot viitorul tău? Nu. Nu am impresia asta. Atunci nu mai e nimic. Gusta, iar mi-ai luat creionul. Uite, numai un ochi am făcut. Uite. Rosa! Lasă, nu mai râde. Se pare că scârnăvica al dumitale a aflat că ieri ai tulit-o din oraș. Și da ce? Ce-a făcut el pentru Rosa noastră ca să aibă pretenții de la ea? Lasă, îmbracă-te și nu mai... E mai ușor să ai pretenții decât să dai speranțe. În loc să vadă ce pui că e fata noastră, el umblă după copilandrii ăia, de la care tot ne mai pică nouă așa cât în pahar de vin. Lasă. El simte unde e pericolul. A, da, cu vorbește gelosul din tine. Filozoful! Auziți, ieri Scârnăvica a avut chef de harță, dar azi va veni domesticit. Ăsta e un berbece țepos, nu se moaie. Ba, se moaie, se moaie ca o lămâie stoarsă. După absența ta de ieri? Asta e bună, mi-am găsit stăpân fără simbrie. Oarecum, desigur, atunci dar. Scârnăvica. Nu se poate, ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm. Suntem dezbrăcați. Dar cine e acolo? Eu sunt profesorul Rat. Așteptați, vă rugăm. Desigur, desigur. Mai stați puțin, dați-i drumul, zău. Ăsta pus la încercare pleznește ca o butie. Hai, gata, îi dau drumul. Intră! Nu, încă spada. Oh, că ne lipseai să fie. Abia acum constat că dumneavoastră aveți o influență funesta asupra artistei Rosa Rosa. Iauzi, dacă toate le vezi așa, ce te doare, omule? Ca profesor ce sunt, demnitatea mea. Mai apoi, ieri am constatat niște intolerabile absențe. La școală? Și la școală, așadar, și aici. Dacă ar fi să ies la plimbare cu cei trei școlari ai dumitale, aș primi mai curând să fiu lovită în cap decât să mă plictisesc de moarte cu ei. Te poftesc să dai socoteală de ce ai făcut cu artista Rosa Rosa. Eu? Încredințată dumitale, da. Ești un caragios. Păi de pe urma dumitale n-ajunge nimeni să se sapure. Ia, hai să mergem, dragă. Ești pus pe ceartă. O urăsc pe această femeie care adună vorbe de la diversi clienți din local. Te referi la Hart? Dar e o cunoștință mai veche. O cunoștință care la 19 ani nu trecuse clasa. Nu scrie pe el asta. Cum nu scrie? Are nevoie de toate intervențiile educative. Da, dar acum face bune afaceri în piață cu țigări. Un comerț păcătos ca și el. Intrați, domnule capitan. Ați vrut să o cunoașteți pe artista Rosa Rosa. Iată, în carne și oase. Încântat! Încântat pe toți dracii, domnișoară! Te-am ascultat aseară, da? Ești dată dracului! Sunt capitan de vapor și te invit să bei ceva cu mine. Artista Rosa Rosa nu bea! Negreșit, vezi bine, cu nimeni! Te înșele aici, omule! Se vede că glumești, domnule! Nici de cum! Mai curând vreau să înțelegi că ești poftit afară. Domnule profesor, cred că pe mine mă privește dacă aduc în cabină un prieten cu care m-am legat adinauri la un pahar. Știi că mi s-a urât cu dumneata.
Nimeni nu câștigă aici niciun ban de pe urma dumitale. Numai de ceartă e bun și ca să negonească oamenii. Roza! Da? Fă bine și du-te cu capitanul. Artista Roza nu e dintre cele cărora să le convine să bea berea dumitale, omule. Capitan, eu cred că e mai bine să pleci. Nu mai ai nimic de făcut. Da, doamnă, ai auzit? Ai auzit? Ți-a spus ochiaria. Artista Roza, Roza te dă afară. Supune-te. Haide, 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 domnule, deci. Las tu, las tu. Ia ascultă, poate că ei... Și dumneata, domnule, ține minte, așadar că artista Roza se află sub protecția mea și că eu nu sunt dispus să o las să fie insultată și nici să mi se atingă mie autoritatea. Și acum și dumneata, și dumneata, vezi bine, las tu, las tu, las tu! Te rog, profesore, liniștește-te! Vezi, dar... Omule, liniștește-te! Într-adevăr, vezi... Acum te rog să mă asculți dumneata pe mine. Capitanul a înnecat un vapor asigurat. Are bani, e om cu vază și îi place fetii. E adevărat? Nu, nu e adevărat. Ai spus-o chiar dumneata. Dar dumneai ei gusta? Ai cum știe să mintă? Va, eu mint. Vrei să tăgăduiești poate că elevul acela cu șuviță pe ochi nu te-a cerut în căsătorie? Ai, 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 ai. De o confuzie răutăcioasă. Să mă ia de nevastă vrea Roșcovanu, nu ăla cu șuvița în ochi. E conte. De la ce folosește asta? Tot nu-mi place. Ei, hai, hai, nu-mi să place. Zic că am mințit. Dacă îmi datorezi tu mie ce? 270 de mărci, a? Ce zici, fetițo? A? Ce zici? Vezi, dumneata, domnule profesor, nu sunt așa de obicei și mi-aș mușca degetele decât să vorbesc despre asta, da? Fiecare se gândește și el la nevoile lui, nu? Iar pentru faptul că îi dai afară pe cei pe care noi, mă rog, dumneata, nu ofer de ajuns. Asta e. Nu vreau să vorbesc despre parale, dar o fată ca asta are nevoie și ea de altceva decât de dragoste, înțelegi? Mă întreb dacă e de râs sau e de plâng. Madame Kippert, de vreme ce eu nu mă plâng, cred că îți poate conveni și dumitale. Ce? Da. Ce să mai vorbim? Ce să mai... Să știi că e numai incultă. Da, al mintele e foarte cum se cade. Da. Și numai să știi că eu nu sunt înțeleasă cu ea și nu sunt înțeleasă cu nimeni, nici chiar cu dumneata. Nu e adevărat? Spune-mi dacă nu e adevărat. Fie deci. Întinde mâinile. Poftim. Nu vreau să datorez bani acestei femei. Sunt hotărât. Vreau, negreșit, vezi bine, să-ți plătesc locuința. Dar ce să mai vorbim de asta? E un lucru secundar pentru mine. De altfel să știi că locuința nici nu costă mult. Și aici sus în casă și e destul de drăguță și nu vrei să o vezi? Vrei? E, hai, ia-o dumneata înainte. Să nu ne simtă măgarii de dincolo, vrei? Repede, repede, băieți, ascultați-mă. Scârnăvie coboară din atacul fericirii. Ce atac, ce fericire? S-a făcut. M-am uitat pe gaură cheie, gata. Ce s-a făcut? Pe naiba, ce s-a făcut? Spune-mi, crezi oare că s-a întâmplat ceva? Păi, eu cred că Chizala glumește. Desigur. Oare Roza nu-și dă seama că îl pot ucide pe omul ăsta? Iar încep erțul în condiția ei primară o face atât de atrăgătoare. Nu, el îmi rămâne rival și nu mă tem de el. Gata, s-a comis. Umbra individului are la cămașă trei nasturi descheiați. Uai, las duc cu el! O femeie pe care o așezasem atât de sus. O femeie care are atât, atât de mult suflet. Da. Nu de suflet este nevoie pentru ceea ce face ea. Eu cred că este mai bine să ne vedem de treabă. Hai, Erțum, haide, haide, ne băgăm prea adânc într-o... E scârnăvică și logodnica sunt jos. Stau în zdup ca doi îndrăgostiți. Mă prăpădesc de râs. Haide, hai, hai, hai să ne facem și noi intrarea în sânul familiei. Se vede că ești... Bă, e frică de scârnăvie. Păi, dar acum el e înfundat până în gât. Nu mai are putere împotriva noastră. E mai prejos de orice bagiocură. Uite, de aceea nu mă simt atras. De nu fi lași. Să mergem.
Vreau să o înfrunt pe această femeie care a căzut de la înălțimea pe care o așezasem și apoi să-l înfrunt și pe cel nemernic seducător. Eroism de duzină! Faceți-mi loc, faceți-mi loc să nu sparg sticla cu șampanie! Hai să bem un pahar de șampanie, da. Le da? Da. Dar cine e dincolo de ușă? Ei! Iată-vă și pe voi! Uite, scumpule, au venit elevii tăi. Hai, intrați! Intrați odată și noroc! Nu. Desigur, vezi bine. Așezați-vă și beți un pahar cu noi. Astăzi sunteți invitații mei. Serviți-vă. De o plăcere să vezi cât de mulți elevi la dumneata. Adevărat. Și apoi ei au un simț pentru cei buni și frumos. Ei, Chizelac, ai venit și dumneata. Ai scăpat de sub vigilența bunicii dumitale. Trebuie să știi, Roza, că bunica acestui elev nu se sfiește să-i administreze câte o bătaie când e cazul. Da, mama mare îmi administrează câte o morală. Numai când nu-mi găsesc caietul pe care l-am pierdut, poate pe sub masă. A fi discret, stârpitura mică. Așadar, Erzum, după expresia feței dumitale, se înțelege că nici aici capacitatea dumitale de percepere nu lasă mai puțin de dorit decât în clasă. Da. Nu ești dumneata acela, atenție, capabil să facă o propunere de căsătorie artistei Roza? Vezi, din privirea dumitale neroadă îți cunosc răspunsul. Scoală-te în picioare! Scoală-te! Ia, recităm din cartea de imnuri pe cele date pentru ziua de mâine. Hai! Da. Hai! Imn de slavă îi închin. Da. Căci la orice mișcare, darurile lui îmi vin. Mai departe! Mai departe! Dar nu e decât iubire. Dar nu e decât iubire tot ce-i umple inima. Ce tot îndruge acum, da. Adică nu ți-e bine. Dar ce faci? Dar nu trebuie să vă bate. Dar te învăț eu minte să mai râzi prostețe. Pustim. Mătica, potolește-te, rog. Desigur. Vedeți, doar măsura e depășită. Domnule artist, poftiți afară. Nu aici. Dar dumneata, Loman, stai acolo și fumezi o țigare. Iar azi dimineață ai lipsit din clasă. Ai lipsit? Ce-ai făcut? Am fost indispus, domn profesor. Dar pentru vizitele la Îngerul Albastru ești însă negreșit, vezi bine, totdeauna a dispus, nu? Asta este cu totul altceva. Azi dimineața am avut dureri de cap. Doctorul mi-a interzis eforturile intelectuale și mi-a prescris distracții. Așa? Da. Da. Stai aici și fumezi. Oare se cuvine aceasta unui elev în prezența profesorului? Aruncă țigara! Cum așa? Haide, deci, domnule! Țigara se potrivește cu situația neobișnuită pentru noi doi, domnule profesor. Aruncă țigara, zic! Regret. Îndrăznește numai. Ai să o arunci sau te voi strânjeni în cariera dumitare? Te zdrobesc până la... Ce regretabil, domnule elev, profesor! Dar ești nesuportat, elev. Mai bine l-aș liniști pe el. Ce spui? Deșteaptă-o! Pentru mine rămâi întotdeauna cel din urmă, elev. Cel din urmă, șirul fiind mic, tot e bine. Loman! Dacă nu arunci imediat țigarea, te duc pe loc la tatăl dumitale. Elev Loman! Îți ordon, hai cu mine! Lasă-o încolo de țigară. Da. Poftiți! Loman, de fapt, trebuie să te iert. Dumneata fiind un mentecapus, ești stăpânit desigur de o dragoste nefericită, faci versuri. Nu prea, domnule profesor. Dar nu-ți mai aduce aminte de versurile pe care mi le-ai închinat, elev? Și de-ai purta sub sân rodul iubirii? O poezie nerușinată. Să mergem, băieți. E cel mai sănătos, desigur, de vreme ce... Comedia împrejurărilor nu s-a terminat, domnule profesor! Întrăznești? Mai apoi, las dup!
Onoarea, domnule consul Brecot. Numai puțin, domnule consul Loman. Întrejurările vieții ne-au adus da, aici. La tribunal. Dacă treburile noastre consulare ne-au ferit de plăcerea acestor arcade, în schimb, fiul meu a avut grijă să nu fiu scutit. Ei. Și iată-mă la tribunal. Da, dragul meu Loman, eu pot spune exact aceleași vorbe. Ducem aceeași povară. Dar te rog, care e tema acestui proces? Că eu nu o cunosc decât foarte fugar. Copiii sunt acuzați că au deteriorat mormântul preistoric, cel din parcul orașului. Ei, dar ce le veni? Asta o vom afla în sala de judecată. E o treabă foarte, foarte penibilă. La care trebuie să luăm parte. Da, oare e adevărat? Din investigațiile mele discrete, se pare că e adevărat și că la mijloc e și femeia aceea, cântăreața de la Îngerul Albastru. Și faptul e dovedit? Pentru asta ne-au invitat aici astăzi. Da. Și implicații, implicații unde sunt? În sala de judecată. Lume destul de multă. Destul de curioasă, orașul este mic, domnule Brecot. Da. Bună ziua, domnule profesor. Am onoarea, domnilor. Onoare în asemenea situație. Oricum, onoarea dumneavoastră e mai presus. O asemenea treabă deranjează pe oricine. Da, dar cei trei băieți sunt doar elevii dumneavoastră. Totul se răsfrânge. Oricum, aveți dreptate, domnule consul. Să sperăm că faptele nu sunt chiar atât de negre și că elevii, cât și profesorul, nu vor întina faima școlii și a orașului. Nu cred să avem surprize. Asta în primul rând. Asta niciun caz, domnule consul. Da, cred că e cazul să intrăm în sală. Da, văd că se apropie ușierul. Domnule consul Brecot, domnule consul Loman, poftiți în sală. Da. Completul de judecată va intra îndată. Da, dar după dumneavoastră, domnule profesor, da, după dumneavoastră. Mulțumesc. Onor comisia tribunalului. Împricinații, elevul Chizelac. Prezent. Recunoști că în devastarea mormântului preistoric ești vinovat? Nici de cum, domnule președinte. Dar elev Chizelac, Pândarul te-a recunoscut. Pe dumneata și pe ceilalți colegi. Pândarul s-a înșelat, domnule președinte. Dar dumneata, elev Chizelac, ți-ai recunoscut vina față de directorul liceului. Domnul director a mințit. Domnul director și-a întărit prin jurământ depoziția. Atunci el a mințit cu atât mai mult. Dumneata doar ai divulgat secretul contra unei recompense. Și recompensa e o minciună. Dar o amăgire. Ai fost de față în parc la mormântul... Nu! Eu nu am fost în parc. Eu nu am fost nicăieri. Dar dumneata, elev Loman, ai fost? Da, doar noi doi. Eu și von Erzul. Pardon, eu singur am fost și singur am devastat mormântul preistoric. Te rog, trebuie cu toată hotărârea să iau partea mea de vătămare a acestui bun public. Eu singur l-am vătămat. Acesta e adevărul. Dragul meu, nu vorbi prostii. La naiba, erai la distanță cu... Cu cine? Cu nimeni. Probabil cu Chizelac. Elev Loman, ați fost probabil un grup vesel, mai numeros. Numindu-i pe părtași, vă ajutați pe dumneavoastră ca și pe noi. Așadar, nu mai era prezent nimeni. Nu. Ba da. Cine e elev Chizelac? Era cu noi și artista Roza. Ea a fost, de altfel, cea care ne-a cerut să distrugem mormântul. Minte la orice vorbă pe care o scoate! E absolut adevărat. Puteți întreba și pe domnul profesor Rat. Dânsul o cunoaște cel mai bine. Artista Roza a fost cu noi, chiar am dejunat împreună. Mă rog, cine e doamna aceasta? Domnul profesor e în măsură să vă dea relații. Îl rugăm pe domnul profesor Rat. Da. Vă pot spune așadar că
E o artistă la Îngerul Albastru. Atâta știu. Îl rog pe domnul substitut să trimită prin aprod o citație imediată. Vom vedea de urgență dacă persoana de sex feminin trebuie trasă la răspundere ca autor moral al delictului. Urgent însă. Onorată curte, în calitatea mea de avocat al apărării, cu respect cer tribunalului să fie audiat ca martor de bază, profesorul Rat, cunoscător temeinic al psihologiei acestor trei elevi acuzați. De acord, de acord, profesorul Rat. Nu-mi cape îndoială că artista Rosa Rosa nu a luat parte nici la acea mărșavă nelegiuire, nici, în general, la toată excursia aceasta blestemată. V-am cerut, domnule profesor, mărturii asupra elevilor dumneavoastră. Deci reveniți. Băieții ăștia sunt lepădăturile neamului omenesc. Uitați-vă la ei. Așa arată clienții de mâine ai pușcăriei. Autoritatea profesorului o suportau în silă. Se răzvrăteau și propovăduiau răzvrătirea. Ei au transformat clasa în bună parte în ticăloși. Aceasta este, de bună seamă, locul unde mă așteptam să-i văd. Să ne privim în față, Loman! Unde sunt poeziile nerușinate adresate artistei Rosa Rosa? Și dumneata, Vomerțum, care nu te mai săturai cu escapadele nocturne. Chizălac, ce ai de spus despre prezența permanentă la acel local interzis elevilor? Dar urmez drumul tatălui dumitale, funcționar în port, unde beția scoate la iveală că a fost un elev tot atât de prost ca dumneata. Ați fugit să vă adăpostiți sub fusta artistei Rosa, dar ea nu v-a îngăduit, nu v-a tolerat, nu v-a încurajat, nu v-a încurajat! Mulțumim, mulțumim, domnule. Poeziile lui și escapadele voastre au încercat să o compromită pe această artistă. Domnule profesor! Cât timp încă aceste existențe catilinare vor jigni prin mărșăvia lor pământul pe care îl calcă? Ei afirmă acum că artista Rosa Rosa ar fi luat parte la escapadele lor. Într-adevăr, numai asta mai lipsea să atingă onoarea artistei Rosa Rosa. Martora Rosa Rosa de la localul Îngerul Albastru. Se poftească! Domnișoară, sunteți artista Rosa Rosa, da? Eu sunt. O știe toată lumea din oraș. Femeile mă cunosc de pe stradă, iar majoritatea bărbaților din local, unde vin destul de des. Poate ne ajutați spunându-ne dacă ați luat parte la plimbările prin parc cu acești trei elevi. Rog instanța să ție seama că clientul meu, elevul Chizălac, a avut sinceritatea de a divulga numele artistei care e de fapt autoarea morală. O femeie de asemenea categorie poate provoca fapte nelăudabile. Eu nu știu și nici nu sunt curioasă să știu ce isprăvi au făcut băieții la acel nenorocit de mormânt preistoric. Știu numai, și asta cu privire la asemenea categorie despre care a vorbit dumnealui ăla de acolo, că în după amiaza acelei duminici, unul dintre acești tineri mi-a făcut o propunere de căsătorie, dar eu l-am trimis înapoi la biberon. Doamna, doamna a spus adevărul! Și bineînțeles, liniște vă rog, că între mine și cei trei elevi nu s-a petrecut niciodată nimic necuvincios. Vrea martora să susțină prin aceasta că în relațiile cu inculpații nu a depășit în niciun fel limitele îngăduite de morală? În niciun fel. În niciun fel? Poate că n-aș putea spune că în niciun fel, dar în orice caz, într-unul cu totul secundar. Ce înțelege martora prin cu totul secundar? Acesta, Chizălac, da? Chizălac îl cheamă. Acesta spune minciuni. Iar celălalt să mă ierte, dar n-am vrut să devin contesă. I-am refuzat cererea în căsătorie.
Liniște! 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 Altfel evacuezi sala. Dumneavoastră, domnișoară Rosa Rosa, dumneavoastră vă puteți retrage. Mulțumesc. În urma audierii martorilor, curtea e lămurită. De aceea considerăm dezbaterea închisă. Lasă-mă! Toată ziua vorbești! Nu te mai suport! Lasă-mă! Nimic! Domnule profesor! Ei! Ieși! Pupă-să! Afară! Nu mai suport! Nu mai pot! Nu mai pot! Vai, vai! Unde am ajuns? Unde am ajuns eu, profesorul rat? Cel care pedepsește orice abatere de la litera regulamentului. Ce caut eu în josnicia asta? Pe cine caut eu în mocirla asta? Am vrut să fac bine societății în care trăiesc, școlii mele, orașului meu. Și iată unde am ajuns. Câtă mizerie umană și câtă dragoste. Nu mai pot. Nu mai trebuie să pot. Nu se mai poate. Dacă există o uitare, trebuie să mă apere și pe mine. Voi, bărbații, toți niște copii, a știu, tu ești altfel, n-ai decât ieși, ieși, doar un minut să te privezi. Nu mă ispiti, nu. Oare ce mă atrage la această făptură? Eu cred că sunt pe pământul acesta mii și mii de făpturi ca ea. O ființă oarecare, cu pretenții artistice. Vai, Doamne, subțirică, fără carte, fără nimic. Și totuși, ce-a trezit în mine? În mine, în profesor doctorat. Oare sunt într-adevăr profesorul un rat? Un rat? Cine-i? Eu, stimate profesor rat. Dumneata ești, pastore, ce te aduce la mine un ocolit, un nebăgat în seamă? Tocmai asta. Sunt multe zile de când ai dispărut. Te-am căutat la școală, dar... Am fost dat afară, scos la pensie. E un gen de paravan. De fapt, vezi bine, sunt concediat. Lucrurile sunt reparabile, domnule profesor. Eu am relații foarte bune de omenie și de înțelegere cu mai mari orașului. Ușor s-ar putea reveni. Trebuie să punem capăt rătăcirilor. Din considerații înalte trebuie să deplângem o travă acestui prag al adolescenței. Nu e vorba despre Chizela care a fost îndepărtată din școală, ci despre toți elevii acestui oraș. Dar ne încărcăm conștiința cu răspunderi față de morală. Dar mai mult din toate, suferința dumitale trebuie frânată, căci nimeni nu merită. Mai ales din pricina unei damicele care... O insulți pe artista Rosa Rosa? Doamna aceasta se află sub protecția mea. Părăsește-te rog casa. Afară! 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 De
ce l-ai dat afară pe pastor? Cine întreabă? Eu, profesorul Rat. Eu sunt profesorul Rat. Nu. Tu ești profesorul Unrat. Și ce dorești? Pastorul a venit cu bune intenții. Asta vreau să-ți spun. Se poate, dar a plecat de la ceva și a ajuns la altceva. A plecat de la Roza și a ajuns tot la Roza. Ea nu are niciun amestec. Te prostești. Ba deloc. Și chiar dacă e așa, află că totul s-a terminat. Aparent. Nu te duci la localul ei, dar colind străzile sperând să o întâlnești. Caut să o îndepărtez, nu vezi? M-am hotărât să nu mai văd niciodată. Și dacă ți ies în drum? Nu mă pune la încercare. Gata! Nu vreau să o mai văd. Nu vreau să o mai aud. A fost o slăbiciune. Un sentiment necontrolat, o capcană în care cei ca mine se prind ușor. Da, te-a prins. Cum ai vrut tu să-i prinzi pe toți ceilalți. Te-a prins în zdupul vieții. Îți trebuie tărie. Îmi trebuie, dar nu am. Și atunci? E greu. Tăria e în tine, în lăuntrul tău. Și ea, Roza, e tot acolo. Dar maturitatea ta, unde e? De ce mă întrebi? Știi doar că la asemenea sentiment, maturitatea nu e leac. Poate dimpotrivă. Îți caut scuze. Îmi caut liniștea. Liniștea în izolare. Știu. Constată cu răceală că ea nu are nevoie de tine. Dar eu am nevoie de ea. Ea e tânără. Găsești oricând un altul. Dar eu nu sunt tânăr. Nu voi mai găsi pe nimeni. Scoate-ți-o din minte. Tu crezi că e acolo? De oriunde e, e vremea să termine scârnăvica. Mai mare rușinea. Trăiești în mizeria poreclei tale. Te scufunzi. M-am și scufundat. Mai e până la fundul prăpastiei. Și pe această femeie ocolești-o. Uite-o! N-are ce căuta în viața ta. O să o ocolesc. O să o uit. N-are ce căuta în viața mea. Cine? Cine? Eu. N-am mai putut răbda. N-am mai putut. Mi-a fost dor. Nu mă crezi? Uite să mă trăznească dacă nu e adevărat. Nu fie și așa. Știi ce n-ai mai venit? Ai fost ocupat? Da. Și cu ce anume, drăguțule? Cu ce? Cu concedierea mea din liceu. Ah, asta e o mustrare pentru mine. Nu, tu ești dezvinovățită. Chiselac a fost îndepărtat definitiv. Scârbă, dar nici nu-mi pasă de el. Da, multor elevi le-ar trebui rezervat o asemenea situație. Mă, sigur că, să știi că da.
De acum mă primesc să stau alături pe scaunul ăla? Și a trecut oare puișorului de scârnăvică supărarea pe mititica lui Roza Roza? Știi, dragul meu, că tot, dar tot ce am declarat la tribunal a fost adevărul adevărat pe cuvânt. Da, fie și așa. Știu, ne greșesc, dar... Da, ce? Da, foarte bine, că păi, așa zisă moralitate este de cele mai multe ori strâns legată de prostie, dar numai omul fără cultură umanistă se poate îndoi. Moralitatea trebuie neapărat pretinsă. Această pretenție, atenție acum, da? Nu mă poate face să cred că ar exista o viață cu legături morale care să se deosebească de ale filistinilor de rând. Dar unde sunt ăștia? Sau e vreo minciună? N-ai vrea să uiți? Te rog. Treacă, deci. Numai pe unul singur nu ți l-aș ierta niciodată. De aceea, neapărat, vezi, dar trebuie să te lipsești, să nu-l mai revezi niciodată. E vorba de Loman. Contra lui ai fost întotdeauna foarte pornit. Voiai să-l faci pastramă. Poți să-l și faci. Nu-ți mai face sânge rău. Dar nu mă uit la un copil ca ăsta. Au, îmi vine să plâng. Nu mai plâng. Aș vrea să te liniștești și chiar să-ți spun prea bine că nu mai înțeleg să mă despart de tine. Fie chiar numai pentru un ceas din viața ce mi-a mai rămas. Că vreau... Ce? Atenție acum! Da. Vreau să te iau de soție. Iată-mă și doamna scârnăvică! Ai! Mă prăpătesc de râs! Doamna profesor... Nu! Doamna profesor Rat! Te gândești unde? Unde poate să ajungă omul? Din primăvară o ținem tot așa. Vezi de sigur că nu prea e bine. Dragă, până la pensie ai dus o viață de pusnic. Acum, ce vrei? O nevastă tânără trebuie distrată, nu? Da, dar jocurile astea de cărți... Hai de scârnăvigă, nu fi prostuț. Fără banii lor, nu ne-am putea achita toate somațiile de plată. Uite, de acolo, din sertarul da, ăla. Da, vezi bine, pensia nu poate ține pasul cu cheltuielile și de bună seamă portărelul nu mai poate fi mult timp amânat. E, și nici furnizorii de tot felul, știu. Apropo, ce facem cu croitoreasa? Și știi că eu am crezut că un profesor are bani. Da, am avut 30.000 de mărci, s-au transformat oricum în bijuteriile tale. E, dragă, și tu acum. Vorbim despre trecut. Asta s-a întâmplat acum un an. Mai bine te-ai îngrijit de musafirii de azi. Vei avea o surpriză. De când cu sumele astea care, vezi bine, circulă la Bacara, nu mai îmi plac firește surprizele. Totuși. Cine să fie? Ghicește. Dacă pot de bună seamă, oricum, a? Judecătorul Knust și profesorul Richter au fost prietenii aceia din Finlanda, da. Bancherul Iacobi. Da. Și ceilalți sunt obișnuiți din orășel. Recunosc că... Nu, vine colega mea de bar, Edviga, cu fostul tău elev, Lorenzen. Ăsta mi-a scăpat. Nu l-am prins. Lorenzen e un tip cu bani. Trebuie încurcat într-un joc. Da, de bună seamă, oricum. Numai să nu fie ca tânărul acela Hibashi. Nu, trișorul nu, dragă. Nu, ăsta e amicul unei artiste. Edgar n-ar permite oricum să nu-l așez la o masă cu locotenentul. Să păstrăm, vezi bine, o nuanță morală a lucrurilor. Dacă își pierde onoarea, își pierde și sabia și atunci... Ei, vai... dragă, fără procese morale. Dacă nu vin ăștia și alții, cum ne putem achita datoriile? Poate ar trebui o pauză în jocurile de aici. Din această casă veselă. Azi dimineață, Hart, negustorul de țigări din piață, a fost găsit spânzurat. E, na,
Așa, de ce? Pentru o mână de parale. A pierdut aici la joc toată averea. Deși? Și gata, ca să zic așa, emisese polițe false, după cum despre consulul Bradport se șoptesc diferite lucruri. E, lumea vorbește. Cine stă să o asculte? E, există o nimicire morală de care mă tem. Bine, și ce propui? Propun, desigur, să ne primim musafirii cu... Desigur, desigur, desigur. Fii bun, te rog, și așează masa de bacara. Domnule profesor, să vi-l prezint pe Lorenzen, da. Prietenul meu. Fostul meu elev. Într-adevăr, domnule profesor, vă mai amintiți de mine? Oh, fără îndoială, n-ai fost un elev bun, dar mi-ai scăpat. Totuși, las după am stat. Oarecum, oarecum. Scârnăvică, vin să-ți prezint pe cineva neprevăzut. Tânărul Hübenet. Ah, fiul fostului meu coleg de profesorat. Întocmai, da. Da, întocmai fiul lui. Dar ce face tata? Acum cred că doarme. Ne-am despărțit total, neprieteni. Dar, domnule profesor, timpul aranjează totul. Domnule Hübenet, dacă ești amator de cărți, v-am rezervat un loc norocos. Scârnăvică, ai grijă de toate mesele, da, să nu rămână nimeni neservit. Da, vezi doar că... ești bun să duci tu tava cu pahare? Da. Trebuie să văd cine... Da. Dacă dumneavoastră sunteți artista Roza, da, până acasă n-am ce discuta cu dumneavoastră. Uite. Am auzit că fiul meu este aici. Dar cu cine am onoarea? Eu sunt profesorul Hübenet. Și da? M-am înjosit să viu în această casă scârnavă să-mi iau fiul acasă. Dar nu trebuie să țipați, noi suntem o casă foarte onorabilă. A, iată-te, după ani și tot ai gura mare. Într-adevăr, ești o scârnăvie. Te poftesc afară. Nu-mi faci onoare că sunt înăuntru. Tată, poftim acasă. Dar eu... Niciun da, niciun dar. O casă imorală. Voi reclama poliției. S-a terminat cu destrăbălarea din inima orașului. S-a terminat, domnilor. Poliția va face lumină și îl va ridica pe acest profesor imoral și infect și pe această afrodită de șantan. Hai, tate, hai! Cine e? Da. Dacă e vreun datornic, nu deschizi. De știu doar lecția. De o săptămână fac la fel. Nu deschid nimănui. Vezi, uh-huh, doar. Da. Ce? O somație? Nu! O scrisoare de la Gusta Hitler. Biata tanti Gusta! De când a plecat cu circul ăla, e prima ei scrisoare. Așa. Deci, scumpa mea Roza, nu știu nici eu și nici Kipăt ce mai poți face în portul acela înfundat. Am auzit că îngerul albastru s-a închis pentru vecie, în iad cu el, dar cu tine. Dacă ai lăsa toată mizeria de acolo și ai veni aici, ce ar fi? Circul ăsta împuțit, cum e... Are nevoie de o cântăreață. Tu ai fi tocmai vină să ți-o petre... Să petrecem iar împreună. Te pup pe botișor. Gus! Ce spui, scârnăvică? De ce stil, vezi, dar lasă de dorit. E, lasă asta. Gusta n-are ambiții literare. De bună seama. Plecăm, lăsăm totul dracului și începem altă viață? Desigur, una mai bună? Nu e ușor. Unde să mergem în lume? Adresa. E, și acolo e un porc cu vapoare, cu marinar, poate cu elevi. Vei da meditații de greacă, de latină. Ai curaj, arată-te bărbat. Da, să mă arăt? Și aici cine așteaptă? Mizeria. Da. Mâine suntem chemați la poliție. Ne-a reclamat Hübenet, măgarul. Da, da, și se pare că nu numai el. Vrea să ne implice în sinuciderea ăluia cu țigările. Da, dar ce vină avem noi? S-a ruinat singur. Da, dar în casa noastră. Un dobitoc. Care se răzbună după moarte. Hai, scârnăvică. Avem un tren diseară și mâine suntem acolo. Diseară? Da? Eu, profesorul urat de la liceul principal din acest oraș, să fug pe întuneric, aborfașii. Dragă, eu presim că o să fie foarte rău aici. Și bine acolo? Oricum, fără poliție.
de frică. Mi-e frică să nu să mai zăbovim, să ne mai gândim, să ne mai gândim. Închide hipopotam, va înghiți un coș de ouă cu coaje, cu tot. Mare haz, mare, vă rog, muzica! Da, eu sunt așa cum sunt. Ești prost că mă disprețuiești, știi? Ți-aș da un sfat dacă ar fi timp, dacă mă placi să te ferești, să nu te îndrăgostești. Te înțeleg, ți-o spun cinstit, dar ce să-ți fac, te-ai cam grăbit. Ești gata îndrăgostit. Și ai să fii de-acum mereu, chiar dacă vreau sau nu vreau eu, numai un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, tot mereu al meu. Pa, 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 bi, pa, 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 pa. Opa, 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 ce se întâmplă aici? A, tu ești Scârnăvică, fără frică. Onorat spectator, acesta este faimosul hipopotam, care va înghiți la vedere un coș cu ouă. Uite, nu-i așa, Scârnăvică? Ești bucuros, liniște, ești bucuros? E bucuros. Bravo, bravo, aplauze! El va înghiți ouăle cu coaje, cu tot. Eu îi le arunc și el, drăguțul, le va prinde. Muzica, vă rog! Scârnăvică, ale! Bravo, Scârnăvică, mai vrei? Ale! Bravo, ai succes, ale! Ai, Scârnăvică, ai dat gata un coș cu ouă. Ți-a căzut oul în cap. Repetăm, repetăm, nu plânge că repetăm, repetăm. Doamnelor și domnilor, după isprava lui Scârnăvică fără frică, el va relua și va înghiți cu toată arta sa încă un coș de ouă. Ale! Hap! Ați ascultat Îngerul Albastru, dramatizare radiofonică de Harry Negrin,
după romanul Profesorul Unărat de Heinrich Mann. Distribuția a fost următoarea: Roza Roza, Mariana Mihuț; Profesorul Unărat, George Constantin; Kipert, Dem Rădulescu; Gusta, Lili Nica Dumitrescu; Loman, Răzvan Vasilescu; Von Erțum, Răzvan Ionescu; Kizelach, Vasile Menzel; Drăghe, Ion Punea; directorul, Matei Gheorghiu; portarul, Ion Angel; avocatul, Viorel Comănici; Claas, Adrian Petrache; chelnerul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Cântecele Sunt ceea ce sunt și Marinarii de H. Mălineanu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Olimpia Arghir.